mașini de boieri care merg ilegal pe banda de transport public. Taxiurile înțelegeți, transport public chiar dacă individual, la limită. Dar mașinile boierilor, cam ce caută acolo și pe noi, bicicliștii, de cine au băgat pe trotuar? Unde sunt mașini parcate? Și tot felul de obstacole. Pietoni care, iată, umplu trotuarul. Mai bine ar insista să aplice legea, să-i pedepsească șoferii care încalcă și să ne permită nouă bicicliștilor să mergem pe acolo, mai ales că aici, iată, nu mai este pistă, trotuar, și trebuie oricum să ieșim pe carosabil.